Noi dice. Voi care nu știți, dar probabil v-ați dat seama din inactivitatea de pe canal. Știu că nu stă bine, nu băgați în seama. Am mutat la București, dar a fost ceva chimbări, mi-am găsit chirie și nu știu ce. Și am stat la Pain, nu știu câte zile au fost, dar au fost foarte multe oricum. Și astăzi pe vlog o să vi-l arăt. Au! No. Ce haz am? Iată, dar ascultă sunetul pe care îl scoate ușa când o descui. Stai. Nu, e când o pui, ascultă. Ești, nu știu. Te rog, intră după tine. Bă, sunt toate ușile deschise, da, e. O să vă arăt efectiv cât de repede pot tot ce e aici. Este un pic mai mare față de restul apartamentelor la care m-am uitat. Normal trebuia să iau unul la 350 de euro, nu știu exact ce suprafață util aveam, dar o să vă fițez cu toate detaliile astea. Hai direct să începem. Băi, ăsta este dormitorul. Scârție. E un pic aerea, da? Pare confortabil, sincer. E confortabil? Este confortabil. E pișmecher. Bă, sunt fericit rău de tot. Nici nu știu cum să-mi exprim fericirea. Jur că nu-i fake fericirea mea. Care e uriaș de altfel. Băi, pe bune că e fiuz rău de tot. Atât că spațiul de depozitare pentru haine nu-i foarte mare. La modul că am chestiile astea aici. Și mai am dulapul ăsta în care, bineînțeles, că nu-i nimic. Bă, fii atent, ai și perne, mă, frate. Am și pătură, cred, sau sunt doar perne? Nu, doar perne. Mamă, fii atent că e pernă de asta șmecheră. Chiar și am și umerașe. Ai și umerașe, bă, apartamentul a venit efectiv la cheie. Știi de o grămadă de cheltuieli pe care oricum le aveam, gen birou, scaunul, roboții de bucătărie, pahare, căni, lungurițe, chestiile astea de care toată lumea are nevoie. Și cred că mă duceam cu de apă la 1000 de lei. Un pic mai mult. Poate și mai că mult, aproape da. 1000 de lei birou cu scaun. Ai economisit cam 1500 de lei. Chiar mai mult ca roboții de bucătărie, nu știu de vreme. Implementarea apartamentului chiar sunt niște oameni de nota 10. Le tutuim. Oameni cu care chiar ai ce să discuți și nu sunt gen, bă, nu faci asta și nu faci asta și nu faci asta. Sunt oameni ca lumea. Dar ți ajunge, mă, trei perechi de boxe. Am avut norocul să găsesc un tricou de la Off-White aici. Stau și umblu cu ăsta. Aia, ce să fac? Aici eu prima dată credeam că e un șifonier, vede, și am venit așa. Și am zis, bă, hai să vedem. Poate e ceva în șifonier și am făcut așa. Și nu era nimic. Și m-am luat și lor la degete de altfel. Pe lângă asta, Robi mai are și un televizor în dormitor. Mă, baia e și asta suficient de spațioasă, la modul că aici am... Cadă? Aia. Cadă? Cadă. Scuze, eu mă... Asta urăsc, e cu senzorul, lumina și mă enervează rău, că o să stau efectiv odată așa și o să ascult muzică tristă ca Tristu și o să mi se închidă becul și o să încep să plâng și să mă panichez. Asta nu știu pentru ce, pentru prosop, pentru cred, prosop. Chiuvetă care e bună pentru tine, mere, nu pentru mine. În primul rând e chiuvetă. Chiuvetă? Îl avem pe Căcănescu și ghiciți ce oameni buni, v-ați schimbat doria, pupa! Ce ai făcut fără mius? Căcănescu cu soft clothes? Asta zic, cu soft clothes. Asta e tare, vezi că tu n-ai soft clothes, că eu chiar am încercat. Aici avem o oglindă. Și aici am niște chestii, la modul că am un făraș, am un pămătuf și am și o măturică. Ce aici, nu știu ce am, spațiu de depozitare, că te-ai plâns că n-ai spațiu de depozitare. Uite ce ai! Spațiu de depozitare, păi și ce o să-mi pun vere aici? Ăla e un pantofar, nu o să-l folosesc în viața mea, vere. Nu mi-e cam mie. Bă, dar urâți adică și mă vere. Bă, mi-a luat o singură pereche la mine, că am zis, ok, o să fie suficient, pentru că nu stau foarte mult pe capul pe n-am, pentru că ajung în București, caut o chirie în 2-3 zile și gata, m-am mutat aici de 9 zile și abia am găsit. Oh, ia uite, băi, ce lumini ai! Da, frate, tare, aproape nu dau cu capul în ele. Bă, sper că nu mă deranjează atât de rău, soarea mea de anime n-are treabă. Ce e puțin ciudat și sketchy e că se deschide de aici și când o să fie ușa deschisă, se întâmplă asta. Da, nu se deschide frigiderul, din asta am încercat să arăt. Doamne, să vedem, e mare frigiderul, da, deschide-l. Suficient. Băi, e ok frigiderul. Pentru un om ca mine n-ai zice că ajunge, dar eu chiar sunt mulțumit. Ce mi s-a părut iarăși foarte tare, în banii ăștia mi s-a părut că am găsit apartamentul foarte bine. Efectiv, majoritatea apartamentelor sunt extrem de scumpe aici. Sunt și cele de buget de 350 de euro, mă rog, nu să mă lungesc. Pentru 30 de euro în plus am parte de plită electrică. Dar ești mai chiar că eu nu știu să gătesc și, și de mult loc la casă. De mult loc, foarte mult loc. Aici am chestii pentru mașina de spălat. Aici am tigăi și chestii. Oale. Utilități. Ce mi s-a părut de stare? Roboți de bucătărie. Pă, bune, deci n-am nici la mine acasă. Nu am aparat de cafea, de ăsta am și de ăsta cred că am. Am și un ceas. Și aici am chestii pe care nu o să trească să le mai cumpăr eu. Care, hei, sunt o grămadă de bani pentru că am fost cu Peinuț la cumpărător. Nu știu dacă a făcut un haul pe canalul lui de la Jumbo. A dat destul de mulți bani pe chestiile astea și eu am fost scutit. Am cumpărat tigăi și oale de 600 de lei, imaginați-vă. Robi, au venit toate astea cu apartamentul, cum ar veni. Ai prins jackpot. Efectiv, sunt binecuvântat. Cuptorul ăsta mi-a zis proprietarul, care are multe funcții. Dar ce-ar fi să nu mai apeși pe el așa, gen? Ok. Ce-i asta? A, așa se deschide. Ia uite, băi, ce cuptor șmecher ai. O, bune, în cap eu. Era bine. Frumos cuptorul ăsta, îmi place. Lângă asta ai și masă în bucătărie, ai și scaune la masă. Ce-i asta?
Nu știu. Nu știu ce era. Sunt eu prea înalt, ori așa trebuie să vin scaune normal, dar gen... Durează ceva până ajung jos. Și iarăși mi s-a părut foarte tare că apartamentul a venit tutelat cu biroul ăsta. Efectiv a fost scutit de foarte mult bani și cu scaunul. A fost cu Peinuț să-și ia și el birou și biroul ăla ne-a bătut pe amândoi la propriu. Ne-a dat cu picioarele lui în cap și am pierdut 2 ore din viață ca să-l construim. A fost destul de greu, nu-i așa, Peinuț? Da. Da, și ideea e că biroul ăsta vezi că nu-i fraier, e birou șmecher. Ăsta voiam să mi-l iau prima dată pentru mine, gen, acasă, la mine, la Azuga. Cred cât are, stai așa, cred că are... Vrei să măsurăm? Da, stai. 40, 1,60. 1,60 are, da. N-am cum, da, nu te-am... Ai ținut o funcție șmecher, bro, la iPhone. Știu ruleta aia, yes. Hai, cât are, ia vezi. Acolo, acolo. Așa? Are 1,40 biroul. Știam că are 1,40. Da, biroul ăsta mi se pare suficient. Ai loc pentru 2 monitoare, un mouse, o tastatură, ai loc și de microfonul tău, ai loc să pui în spatele biroului, dacă vrei, și camera. Ce se dori mai mult? Plus că biroul pe care l-am cumpărat eu a fost destul de scump, a fost undeva în jur de 600 de lei. Plus scaunul. Care l-ai primit pe gratis. La pachet cu biroul. Eu scaunul l-am luat de la zbâr. Ce iartare. Bam! Încă un televizor, bă, 2 televizoare, nu știu ce o să fac cu atâtea, pentru că oricum nu o să stau foarte mult în apartament. Canapeaua care e destul de moale, din păcate nu e reglabilă. Dacă e șmecheră. Moale, ce, da? E șmecheră. Canapeaua și are apartamentul uriaș. Dude, mai e loc de încă 1, 2, 3, mai e loc de încă 4 birouri doar în sufragerie. E extrem de mare sufrageria asta. Crede-mă că n-ai nevoie de nimic mai mult de atât. E perfect apartamentul ăsta. Aici e aer condiționat, are șmecher. Are, bă, e chiar spațios apartamentul, chiar e ce trebuie. Mai trebuie doar să-ți aduce în setup-ul și cam aia e. Dacă cumva vrei să-ți mai pui un birou, chiar în dormitor. E uriaș apartamentul ăsta. Îmi spui tu mie că n-ai loc să mai pui încă un birou aici? Vrei să te muți la mine? Nu. Aici mai e loc de încă un birou, dacă cumva vrei să-ți pui birou în dormitor sau... Aia, nu, dar nu știu de ce faci asta, când ai atâta loc în sufragerie. Dar dacă tu ai vrea să-ți pui birou în dormitor, ai putea. Eu nu pot să-mi pun, de exemplu, birou în sufragerie, dar mi l-am pus în dormitor. Ceea ce e ok, nu mă deranjează absolut deloc. Balconul ăsta mie mi se pare suficient, plus că oricum nu o să stai foarte mult pe balcon. Dacă o să fie, o să-mi pun un scaun aici, o să zic, bă, ok, o să stau aici și o să mă uit la mașina mea, pe care încă nu o am, pentru că... N-am permis, da, e. O să parchez trotineta la zbâr pe locul meu de parcare. Ai și balconul care e top, adică ce ai fi preferat? Să fie balconul mai mare sau să ai dormitorul mai mic? Aș fi preferat să fie dormitorul mai mare. Păi ăsta l-ai deja. Mare. Păi da, exact. Bă, ce faci? Chiar nu-mi place mult rău de tot apartamentul ăsta. Fericită, Robi. Te Doamne, asta este apartamentul, vreau neapărat să vă știu și vă o părere, pentru că pe la urmă o să vedeți destul de des background-ul ăsta, mai ales cel de acolo încolo. Gen, o să vedeți canapeaua, o să vedeți... Mai bine să spui biroul acolo. A, și să am fundalul ăsta, da, vezi că e mai top. Bă, da. Bă, stai, nu ce capul vede, nu știu, știe să mă de mobilă, ok? Cum am zis, vreau să vă știu părerea voastră despre apartament în comentarii. Apăsați butonul ăsta de like, abonați-vă canalului pentru că o să urmeze content marfă rău de tot cu youtuberi cu care am mai colaborat în viața mea. Băi, chiar am fost primul bine rău de tot în grupul ăsta, e marfă. Vă iubesc.